Delegația Erasmus din Turcia și Letonia în vizită la Consiliul Județean Vâlcea și la Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a primit miercuri vizita unei delegații din Turcia și Letonia. Inspectori școlari din cele două țări, parteneri într-un proiect Erasmus, derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, au dezbătut împreună cu președintele Constantin Rădulescu subiecte legate de cultura tradițională și au fost informați despre obiectivele turistice ale județului Vâlcea. Avem oaspeți de seamă din două țări prietene, Turcia și Letonia. Această întâlnire are loc în cadrul proiectului Erasmus, proiect care se adresează în special consilierilor și în mod special copiilor. Nu putea fi un loc mult mai potrivit de a ne întâlni astăzi decât la Consiliul Județean Vâlcea, ținând cont că este instituția care finanțează acest serviciu educațional în țara noastră, și anume Consilierea Școlară a Elevilor. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, împreună cu inspectoratele școlare din Letonia și Turcia, și în mod special regiunea Antalya, implementează acest proiect în decursul acestui an școlar. În primul rând, aș vrea să vă transmit recunoștința și bucuria mea pentru faptul că, iată, sunteți astăzi aici în vizită la o instituție importantă pentru cetățenii județului Vâlcea, la o instituție cu atribuții precise și care și face fapte bune pentru tot ceea ce înseamnă cetățenii județului nostru. Aș începe prin a vă face o scurtă prezentare a județului nostru. Județul Vâlcea este județul turismului total. În județul Vâlcea puteți face turism tot anul, deoarece avem toate formele de relief și toate facilitățile, astfel încât la noi să vă simțiți bine și primăvara, și vara, și toamna, și iarna. În județul Vâlcea există cele mai multe mănăstiri pe care le veți găsi într-un județ și cele mai frumoase, unele dintre ele monumente protejate de UNESCO. Evident că după ce veți merge la mănăstire sau veți petrece Paștele într-una dintre frumoasele noastre mănăstiri, aveți și o ofertă turistică bogată, cu pensiuni cochete, frumoase, cu toate facilitățile. În toate anotimpurile, în absolut toate, Vâlcea vă aduce și sănătate. Aici vorbesc despre sănătatea care vă vine de la Olănești, unde avem ape minerale deosebit de bune și aducătoare de sănătate, unde se tratează afecțiunea ale rinichilor, alergii, cardiologie, o largă paletă de afecțiuni. De asemenea, putem vorbi același lucru despre Călimănești, putem vorbi același lucru despre băile Govora. Apropo, la băile Govora veți găsi echilibrul perfect dintre ionii pozitivi și negativi, adică veți dormi extraordinar de bine. İlinizde olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Ben Romanya'ya ilk defa geliyorum ve burada gördüğüm kadarıyla Türk kültürü ve Roman kültürünün birbirine çok yakın olduğunu, bölgenin de coğrafi yapısı, iklim yapısı itibariyle, kültürel yapı itibariyle büyük yakınlıklar ve benzerlikler olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. Bu projede Romanya'nın ortak olarak girmesi bizim için de bir şans oldu. Şöyle ki, çünkü çocuk istismarı konusu hassasiyet arz eden bir hadisedir. Gerek eğitim camialarında, gerekse toplumun genel yapısında ve dünya genelinde baktığınız zaman evrensel bir problemdir. Ve bu nedenle bir nebze olsun, üç ülkenin müşterek yürüttüğü ulusal bazlı bu projenin yararlı bir proje olduğunu düşünmekteyim. Biz Antalya'da geniş bir coğrafyaya ve geniş bir nüfus kitlesine sahibiz. 500 bin civarında, 550 bin öğrenci eğitim görüyor bizim, bize bağlı olarak. 550 bin öğrenci, 30 bin öğretmen müştereken bu faaliyetleri yürütmekteyiz. Mazgat priec būt pie jums un sveicināt jūs arī no Latvijas puses. Es arī esmu pirmo reizi Rumānijā, un Rumānija tiešām mani pārsteidz ar
viesmīlību, ar skaistu vēstures aprakstu, ar skaistām vietām, un Valcē ir viena no tām, un jūs ļoti pareizi uzsverat, ka šī ir ļoti, ļoti skaista pilsēta. Jūs esat milzīgi savas pilsētas patrioti, un tas ir jūsu milzīgs pluss, un protams, ka jūsu attīstībai ir ļoti lielas perspektīvas. Tot miercuri, mai mulți profesori din Turcia și Letonia, alături de profesori și reprezentanții ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, au vizitat primăria municipiului, unde au fost primiți de viceprimarii Carmen Preda și Eusebiu Vețeleanu. Prezenții la Râmnicu Vâlcea în cadrul unui proiect destinat prevenirii abuzului împotriva copiilor, derulat în baza programului Erasmus+. Oaspeții din străinătate au apreciat curățenia orașului și căldura gazdelor, dar și calitatea infrastructurii educaționale. În urma acestui proiect va fi elaborat și seminat un ghid de bune practici, iar în fiecare dintre țările participante vor fi organizate instruiri cu profesorii și cu părinții în vederea prevenirii acestui fenomen negativ.